Olimpiada de Științe a Uniunii Europene este o competiție ce se desfășoară pe echipe formate din câte 3 elevi. Codrin a fost fizicianul echipei sale. Povestește că probele practice ale concursului au depășit cu mult experimentele făcute în laboratoarele școlare din România. Pentru mine nu a fost o problemă din cauza că am lucrat așa ceva în laborator de acasă. Școala îți dă cunoștințele de bază, în principal în clasele primare, și după aia trebuie tot singur să construiești. E foarte important să fii susținut de familie. Profesoara de fizică a lui Codrin spune că elevii pasionați de performanță au de multe ori nevoie doar de îndrumare din partea dascălului. Cunoștințele lor depășesc cu mult programa obișnuită de la clasă. Învățământul românesc ar trebui să se gândească la vârfurile pe care le are. Ceea ce este trist este faptul că de multe ori acești copii sunt obligați să desfășoare niște activități pe care nu și le doresc și pe care ar putea să le desfășoare singuri, fără să se plictisească. Performanța cere ore întregi de muncă suplimentară. În timpul școlii îmi fac loc pentru cel puțin 3-4 ore de fizică. Asta e foarte greu, pentru că programa e încărcată, avem teme full. Codrin mărturisește că deocamdată se concentrează pe competițiile care bat la ușă. Cât privește calea de urmat după absolvirea liceului, universitățile de top din Occident sunt un magnet pentru olimpicii români. Nu noi dorim să plecăm din țară, practic lumea ne dă afară. Adică n-avem loc aici. Deocamdată pe Codrin îl așteaptă selecția pentru Olimpiada Internațională de Astronomie și Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. Se pregătește de pe internet și din cărțile recomandate de părinți și profesori. Asta pentru că nici astronomia și nici astrofizica nu fac parte din programa școlară.